Cu ocazia Zilei Naționale a României, ansamblul Ciobănașul Corbi de Piatră, coordonat de profesoara Simona Angel, a fost invitat să participe la festivalul de muzică populară Benone Sinulescu, ce se va desfășura la Roma, în Italia. Ansamblul și-a dovedit valoarea prin originalitate și autenticitate, fiind consecvent păstrător în promovare al portului popular și al cântecelor și obiceiurilor ciobănești. S-a remarcat prin numeroase participări la festivaluri de renume din țară și din străinătate, de unde s-a întors cu numeroase premii și distinții valoroase. Ansamblul mușcelan va fi însoțit în Italia și de interpreții Liliana Savu, Badea Elena Sima, Ion Ionioniță, de tânăra studentă la medicină Ilona Angel și de Roxana Filip, eleva îndrăgitei interprete Valeria Arnautu. Evenimentul este organizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de pretutindeni, iar spectacolul va fi realizat de Romit TV în parteneriat cu Asociația Credința Unește Mereu. Totodată, în semn de apreciere întrege întregii activități, Ansamblul Ciobănașul Corbi de Piatră a fost invitat de reprezentanții Parohiei Ortodoxe Sfântul Dimitri cel Nou din Basarabi să susțină la Roma un concert tradițional de colinde ce se va desfășura sâmbătă 25 noiembrie de la ora 19 30 de minute.